cu colacare, pioare sau saltea, chiar și cu pompă, așa se pregătesc un iturici de scăldat. Părinții și bunicii sunt convinși că, indiferent de vreme și de starea vântului, este bine să le dea copiilor lor aceste obiecte gonflabile în apă. Dacă nu știe bine să înoate, eu cred că e mai bine cu. Când se, cum să zic, când capătă experiență și așa, și fără colac. Cu colac, evident. Cu orice se poate ca să fie protejat, să nu se nece. Valul e puternic, poate să ți-l smulgă din brațe într-o clipă și atunci ți-l bagă sub apă și nu-l poți găsi foarte repede. Cu colac, automat. Stă mai liniștit. Chiar dacă temperaturile sunt ridicate, pe litoral este cod galben de vânt. Este a patra zi consecutivă când marea este agitată, iar valurile sunt furioase. În stațiunea Mamaia, pe plajă, este arborat steacul galben, ceea ce înseamnă că doar nototorii experimentați pot intra în apă, deși în acest moment marea este plină și de copii și de persoane de toate vârstele. Salvamarii trag din nou un semnal de alarmă și îi roagă pe turiști, dar și pe constanțeni, să le asculte indicațiile, iar pe părinți să fie atenți la cei mici și să îi supravegheze de aproape atunci când intră în apă. Aceste obiecte gonflabile, colaci, salteluțe, aripioare, toate acestea sunt foarte bune, dar nu pentru mare. Deci nu la mare. Marea este un mediu sălbatic, doar dacă sunt asistați de către părinți. Doar dacă sunt asistați de către părinți, de către o persoană matură care să stea lângă ei. Nu i-am pus copilului aripioare, nu i-am pus copilului în colăcel și pe urmă să uită cum s-a întâmplat, de altfel, că vântul i-a luat copilul. Turiștii trebuie să aibă în vedere, atunci când este o vreme nefavorabilă, să nu se aventureze prea mult în larg cu obiectele gonflabile, pentru că atunci noi nu știm dacă știu să înoate sau nu știu să înoate, iar curenții pot trage foarte tare în larg. Cu recomandări vin și polițiștii constanțeni care au desfășurat mai multe acțiuni în acest sezon estival și care au stat de vorbă cu părinții veniți în concediu, dar și cu copiii acestora. Pentru o vacanță în siguranță la mare, polițiștii vă recomandă: respectați semnalizările panourilor de avertizare și de informare pentru vizitatori. Nu depășiți limita marcată de geamanduri. Nu intrați not în zonele periculoase marcate și înconjurate cu balize. Nu intrați în apă atunci când este interzisă îmbăierea. Supravegheați-vă în permanență copilul pe plajă sau în zonele aglomerate. Asigurați-vă că cel mic știe numele și numărul de telefon al părinților. La plecarea din cameră și pe timpul nopții, asigurați ușa de acces și ferestrele. În ultimele zile, curenții au fost extrem de puternici pe litoral, iar mai multe persoane și-au pierdut viața în vacanță.